și bun găsit tuturor la Focus Special. Sunt Livia Graur și vă invit să petrecem împreună următoarea jumătate de oră. Ne pricepem să ne îngropăm patrimoniul în nepăsare. Clădiri vechi din capitală, niște bijuterii arhitecturale sunt în pericol de dispariție, fie din cauza nepăsării proprietarilor, fie din cauza indiferenței autorităților. Întreaga poveste în câteva clipe. 2025 aduce printre altele și mai multe zile libere pentru bugetari. Ce planuri are Ministerul Muncii pentru mini-vacanța de început de an și pentru cea de ziua muncii, vă spun imediat. Există conaționali care ne fac mândri să spunem sunt român atunci când suntem întrebați ce naționalitate avem. Astăzi vă spun povestea unui român care trăiește de 21 de ani în Cipru și care a ajuns să conducă o afacere cu mii de angajați, mulți dintre ei români. Să începem! Am putea să le arătăm străinilor care vin să vadă Bucureștiul clădiri unice în toată Europa, renovate cu migală, grijă și respect pentru trecut. În schimb, clădiri monument, magnifice în vremuri trecute, au drept străjeri numai buruiendese care ascund din stradă imaginile dezolante. Sunt schelete firave lăsate în paragină de zeci de ani cu povești uluitoare uitate în negura timpului. Aproape 20.000 de clădiri din Europa, dar și din toată țara, au nevoie de restaurări. Iar la întrebarea de ce nu se întâmplă încă, trebuie să răspundă atât proprietarilor, cât și autoritățile. Și la acest capitol, însă, în multe locuri, lipsa banilor, birocrația sau simpla indiferență construiesc, din păcate, o arhitectură tristă. O simplă plimbare pe străzile Bucureștiului este suficientă pentru a ne da seama de gravitatea situației. Sunt sute de clădiri istorice care zac abandonate. Multe dintre ele ascund povești impresionante. Casa Zoe Slătineanu a fost proiectată de același arhitect francez care a schițat Ateneul român. Ea a fost construită în anul 1890, iar din 1977 aceasta a adăpostit Casa de Modă, o instituție înființată de Nicolae Ceaușescu, care a constatat că România nu are o casă de modă reprezentativă. Casa este acum părăsită. Pe aceeași stradă, alte câteva case monument au aceeași soartă. Trec de foarte multe ori pe aici, prin zonă, și mă lovesc de această stradă care este o bijuterie cu niște clădiri absolut fantastice și care, din păcate, nu știu dacă le-a luat cineva sau nu le-a luat cineva să le întrețină. Au mai făcut cât de cât intervenții aici și au curățat. Se pare că nu este eficient. Adică, din ce vedem mai departe, este că în continuare se aruncă gunoaie și nu au nicio soluție, nici ei și nici noi care trecem pe aici. În București sunt sute de monumente care stau să cadă. Trecerea timpului nu a cruțat nici moara lui Asan. Ea a fost construită în anul 1853, fiind prima moară cu aburi din România. Acum ea se află într-un stadiu avansat de degradare. Moara era o clădire superbă. Era o clădire frumoasă pe din cărămidă, toată cărămidă roșie. Numai clădirea asta din față era un pic mai modern, dar tot de Asan făcută. Moara lui Asan a ajuns acum o ruină. Aici, din clădirea asta, putea fi făcut orice frumos, orice, un muzeu. Nu interesează decât banii. Proprietarii de clădiri monument sunt obligați să le consolideze și să le restaureze. Mulți au lăsat însă clădirile să se prăbușească, din nepăsare sau din lipsa banilor. Proprietarii nu știu, nu au capacitatea și nu au nici finanțele necesare să aibă grijă de clădiri, devin din ce în ce mai costisitoare tocmai pentru că nu s-a intervenit și tocmai pentru că nu s-a întreținut clădirea, astfel încât este necesar, sunt nevoie programe mai ample de sprijin, de ajutorare. Legea spune că dacă monumentul este în pericol și proprietarul este necunoscut, autoritățile au obligația de a-l pune în conservare pentru a nu se deteriora în continuare. Toate clădirile astea fac parte din peisajul și definesc identitatea Bucureștiului. În momentul când ele dispar și dispar în cantitate foarte mare, se modifică radical și nu într-o direcție foarte bună, pentru că arhitectura, spun cu regret, nouă, în marea majoritate a cazurilor, cu foarte puține excepții pe care o vedem în jurul nostru, este cât se poate de inatractivă, banală, impersonală și nu are niciun fin de identitate. Autoritățile au început să restaureze din monumente, însă numărul este în continuare mic. Și faimosul Han Solacolu de pe Calea Moșilor este acum o ruină. El a fost construit în urmă cu un secol și jumătate în anul Unirii Principatelor. A fost pe rând moară, fabrică de paste făinoase și apoi Han. După ce a fost confiscat de comuniști, acesta a devenit imobil de locuințe. Primăria Capitalei a expropriat clădirea în ianuarie 2022
noi, iar până la finalul anului au loc lucrări de protejare a fațadei. Punerea în siguranță costă în jur de 5 milioane de lei. Anul trecut în Parlament a fost propus un program național pentru salvarea patrimoniului cultural. Acesta prevede ca în fiecare an să fie finanțate 100 de proiecte de restaurare. Pe lista clădirilor istorice care vor fi reabilitate sunt Muzeul Gheorghe Tătărescu și blocul Rosenthal. Cu acordul autorităților sau cu implicarea autorităților și a proprietarilor s-ar putea lua niște măsuri, în primul rând de protecție a clădirilor care sunt într-o stare destul de avansată. Din păcate, cu aceste clădiri bijuterie nu reușim să ne mândrim în fața unui oraș care cred că are multe de spus. În anul 2022, pe lista Ministerului Culturii, se aflau aproape 1000 de construcții care aveau nevoie de o intervenție imediată. Multe dintre ele au fost salvate de Ambulanța de Monumente, un proiect dezvoltat de o serie de organizații care salvează obiective de patrimoniu aflate în stare avansată de degradare. În cei 8 ani de când a luat ființă Ambulanța pentru Monumente, am salvat peste 100 de monumente istorice de interes local, dar și național. Pregătim câteva intervenții importante asupra unor cetăți, asupra unor biserici fortificate, pentru că bisericile fortificate au fost cumva abandonate după migrarea sașilor în Germania. În România sunt aproape 20.000 de clădiri monument istoric care sunt în stare deplorabilă. 800 dintre ele sunt ruine. Românul vrea să fie stăpân la el acasă. Suntem pe primul loc în Europa la numărul de persoane care dețin o proprietate. Motivul principal ține de rațiuni economice, dar și din dorința de stabilitate și siguranță. Mulți dintre români susțin că preferă să facă eforturi și să-și cumpere o locuință, pentru că se tem că pensiile mici nu le-ar permite să stea cu chirie la bătrânețe. Cele mai recente studii arată că aproape 70% dintre locuitorii unei țări europene sunt proprietari de locuințe. România însă este cu mult peste medie. România se află pe primul loc în Europa la numărul de proprietari de locuințe, respectiv 96%. La fel de mulți mai are doar Albania. Pe locul al doilea se află Slovacia cu 94%, urmată de Serbia cu 92%. La polul opus se află Elveția, unde doar 42% dintre adulți dețin o locuință. Asta în ciuda faptului că Elveția este cunoscută ca fiind una dintre țările cu cea mai stabilă economie. Motivele pentru care românii cumpără locuințe în loc să stea cu chirie sunt multiple. Știți că este și această vorbă, ai făcut o casă, ai făcut un copil, ai plantat un copac, da? Și atunci intră în modul în care privim viața și familia în context cultural. În momentul în care ai locuința ta, știi că nu o să vină nimeni să te dea afară și ai mai multă predictibilitate pe termen lung. De asemenea, mulți români se tem de pensiile mici și nu vor să ajungă în situația în care să nu-și permită să plătească o chirie. În plus, își doresc să lase ceva generațiilor viitoare. Sunt proprietar. De ce? Păi, două lucruri. Unul, las copiilor și doi, încerc să-mi asigur ceva venituri la bătrânețe, pentru că sistemul de pensii nu cred că la ora actuală poate garanta un trai decent la bătrânețe. Cred că un apartament, odată achiziționat, produce și este o investiție care va crește și într-un final va ajunge tot copilul. Dorința de a fi proprietar își are rădăcina și din experiența grea românilor din zecile de ani de comunism. Cred că vine din sistemul anterior, un sistem comunist în care totul era al tuturor. Adică nu erai proprietar, nu? Și după Revoluție, cred că chestia asta a dezvoltat în român și dorința de a avea propriul lui apartament, propriul lui teren. Mi se pare normal ca oamenii, adică să aibă o locuință a lor, că așa are grijă de ea, o întreține, e cu totul altceva decât dacă stai în chirie și nu te interesează nimic despre acel imobil. Sociologii cred că dorința de a fi proprietar are legătură și cu nevoia de a avea un anumit statut social. Decizia aceasta de a achiziționa un imobil poate să reprezinte, sigur, un succes individual în momentul în care și reușim să facem asta, dar el, ca să ajungă să fie decodificat ca un succes, trebuie să fie înțeles ca atare de comunitate. Aș vrea să-mi cumpăr un apartament, pentru că am văzut că prețurile sunt din ce în ce mai mari. Pe termen lung,
e o investiție mai bună și se pierd bani cu chiriile și devin din ce în ce mai mari. Prețurile imobiliarelor au crescut substanțial în ultima perioadă, atât la vânzare cât și la închiriere. Putem spune cu siguranță că în orașele universitare prețurile au crescut chiar și cu 30%. Și aici vorbim de o medie, nu doar pe alocuri. Deci și chiriile cresc în continuare. Suntem la un minim istoric de locuințe noi, cel puțin în orașe, a devenit din ce ce mai dificil a se construi. Vânzările au raportat un număr mai mare decât aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii susțin că în viitor prioritățile se vor schimba, iar tinerii vor opta tot mai mult pentru locuințele închiriate pentru a avea mai multă flexibilitate. Peste 20 de români au murit în ultimii 3 ani în toată țara în accidente în care au fost implicate trotinetele electrice. Numărul de accidente extrem de grave depășește însă 300. Pe lângă victimele umane, rămân și pagubele materiale. Șoferii accidentați de cei de pe trotinetă trebuie să-și repare mașinile din propriul buzunar. Numărul accidentelor de orice fel în care au fost implicate astfel de mijloace de transport depășește ordinul sutelor în fiecare an. De exemplu, doar în primele 10 luni ale anului trecut au avut loc peste 1800 de accidente în care erau implicați conducători de trotinete. Cei care merg pe trotinetele electrice și sunt implicați în accidente nu de puține ori ajung la camera de gardă cu fracturi la nivelul mâinilor, picioarelor sau chiar cu lovituri la cap. O explicație acestui număr mare de accidente este că de multe ori legea nu este respectată de cei care folosesc trotinetele electrice. De asemenea, fiind conducători de vehicul, ei trebuie să respecte aproape la fel de multe reguli ca și conducătorii de autovehicule. Cei care aleg să meargă cu trotineta electrică prin oraș trebuie să știe totuși câteva reguli. Una dintre acestea este că atunci când traversează, trebuie să meargă pe lângă aceasta. Printre alte reguli încălcate frecvent de cei care merg pe trotinete electrice, sunt mersul pe trotuar sau printre mașini. De asemenea, se deplasează pe trotinetă mai mult de o persoană. Trotineta electrică este destinată prin construcție pentru o singură persoană, nu pentru două persoane sau pentru trei persoane. Și în această situație am observat că se practică acest lucru de către utilizatori de trotinete, lucru pe care regia îl interzice și context în care noi am și aplicat sancțiuni contravenționale. Însă o problemă serioasă și care pare să fie departe de a-și găsi o soluție o reprezintă daunele materiale cauzate de incidentele în care sunt implicate aceste vehicule. Într-un caz concret în care un autoturism suferă daune provocate în urma ciocnirii cu o trotinetă electrică, neexistând încă cadrul legal, șoferul păgubit își poate repara mașina pe propria asigurare facultativă casco. Cei care nu au însă casco sunt nevoiți să scoată bani din propriul buzunar ca să-și repare mașina, indiferent dacă au fost sau nu de vină. Toți șoferii păgubiți trebuie să-l dea apoi în judecată pe cel care se afla pe trotinetă pentru a-și recupera daunele. Potrivit unui proiect de lege adoptat la finalul anului trecut, firmele și persoanele fizice care au astfel de vehicule care prin peste 25 de kilometri la oră ar trebui să aibă RCA. Nu toți încheie însă o astfel de poliță. 2025 aduce printre altele și mai multe zile libere pentru bugetari. Potrivit planului Ministerului Muncii, angajații vor beneficia de o săptămână liberă la începutul anului și vor reveni la lucru abia pe 8 ianuarie. O nouă mini-vacanță va fi și de Ziua Muncii. Potrivit propunerii de act normativ, ziua de 2 mai este declarată zi liberă. Totuși, pentru a compensa aceste zile libere, instituțiile statului vor trebui să-și prelungească programul de lucru. În cazul instituțiilor unde activitatea nu poate fi întreruptă, angajații vor continua să lucreze conform programului obișnuit. Am auzit cu toții de mai multe ori că dacă am trăi într-o lume condusă de copii, ar fi o lume mult mai bună. Ei bine, România ar putea deveni prima țară din lume în care copiii ar putea să participe la procesul decizional. Despre ce este vorba, aflați după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! România ar putea deveni prima țară din lume în care copiii ar putea participa la procesul decizional. Printr-un proiect de lege se propune obligarea instituțiilor publice de a avea o persoană dedicată care să se consulte cu diverse teme cu tinerii de peste 14 ani. În acest fel, minorii ar putea spune către ce proiecte ar fi bine, în opinia lor, să meargă investițiile și cum îi influențează proiectele de lege.
Aproape 4 milioane de copii trăiesc în România, adică mai bine de unul din 5 cetățeni din țară au sub 18 ani. Totuși, vocea lor este auzită de prea puține ori atunci când se iau decizii care îi privesc direct. De aceea, un proiect de lege care urmează să ajungă în Parlament aduce copiii la masa decizională. Dar, evident, toate deciziile pe care le luăm noi în sectorul public și nu numai, au o influență pe termen lung asupra tuturor cetățenilor, mai ales a copilor, pentru că ei sunt cei care reprezintă viitorul și vor trăi cu aceste decizii. Inițiativa se referă la minori veniți din toate mediile și încearcă să asigure o reprezentare cât mai corectă, inclusiv pentru copiii defavorizați. Instituțiile publice vor trebui să desemneze o persoană care să păstreze o legătură cu reprezentanții copiilor. Mai exact, să organizeze cel puțin o dată pe an întâlniri între copii și delegatul instituției. Ultimele studii pe care Fundația World Vision România le-a desfășurat ne arată că doar 2% dintre copii ne-au spus că au fost consultați în ultimul an cu privire la lucrurile care se întâmplă în comunitatea lor. Inițiativa legislativă a fost depusă în primăvara acestui an și conține toate recomandările ONU în ceea ce privește drepturile copilului. Cei mici vor putea să spună ce părere au despre modul în care ar trebui să se dezvolte comunitatea din care vin sau în ce domenii și-ar dori să se investească mai mult. Am fi totodată prima țară din lume care legiferează participarea copilor în procesul decizional la nivel de legislație primară. Specialiștii spun însă că nu este suficient ca acest cadru legislativ să fie creat. Este necesar să fie pus în aplicare și opiniile copiilor să fie luate în considerare. Și părinții și profesorii vor fi implicați în proiect. Ei vor trebui să poarte constant discuții cu minorii despre astfel de subiecte. Mai mult decât atât, trebuie să există o autoritate care să monitorizeze că procesul de consultare și participare se întâmplă în mod real, să există o metodologie de lucru atât pentru copii cât și pentru adulți. Autoritățile speră că în acest mod cei mici vor înțelege cât de importantă este perspectiva lor, iar la maturitate vor deveni adulți responsabili preocupați de civism. Dintr-un milion de români, cel puțin 81 mor anual în accidente rutiere. Această cifră plasează România pe locul al doilea în Europa în cazul mortalității pe șosele. Ne depășește doar Bulgaria. Cauzele le știm deja. Șoferi băuți sau drogați la volan, viteză peste limita legală și de multe ori și pietoni neatenți. Specialiștii spun că educația este cheia ca aceste cifre îngrijorătoare să fie reduse. Sute de mii de elevi, profesori și părinți din toată țara sunt instruiți cum pot evita un accident, dar și cum pot acorda primul ajutor. Potrivit rapoartelor oficiale, în țara noastră, 3 din 4 copii de clasa a 3-a nu știu să meargă prin oraș și nu sunt atenți la mașini. Din această cauză a apărut programul România în siguranță, de care în ultimii ani au beneficiat peste 250.000 de elevi, copii de grădiniță, profesori și părinți. Mai exact, copiii au participat la cursuri opționale de siguranță rutieră. Indisciplina pietonilor este principala cauză sau între principalele cauze în fiecare an în accidentele rutiere și de asta este important să avem o generație educată. E un proiect interactiv, dăm fiecărui copil tot felul de materiale, o vestuță reflectorizantă pe care îndemnăm să o și poarte atunci când merg la școală, mai ales în perioada rece a anului, când nu sunt vizibili și avem un feedback foarte bun, în fiecare an școlile ne așteaptă. Zilnic în România, 4 oameni își pierd viața în accidente rutiere. Numai în primele 9 luni ale acestui an au avut loc peste 3.000 de accidente grave pe șoselele din România. În urma acestora, peste 2.000 de oameni au fost grav răniți, iar din păcate, peste 1.000 și-au pierdut viața. Cifrele sunt alarmante și atunci când vorbim de rezultatul acțiunilor preventive ale poliției. Vorbim de 11.447 de persoane depistate în 9 luni fără permis de conducere. Vorbim de 26.000 de, dacă le putem spune, participanți la trafic, 26.000 de conducători auto depistați sub influența alcoolului. Cifra este una alarmantă. Statistica ne arată că trebuie să lucrăm împreună. Atunci când din 10 conducători care fac accidente sub influența băuturilor alcoolice, 6 sunt tineri sub 35 de ani, aici trebuie să ne focusăm pe tineri. Doresc din tot sufletul să mergem mai departe pentru că contează. Mai mult, anul trecut, 70.000 de oameni au murit pentru că nu li s-a acordat primul ajutor. Cu ajutorul programului, elevii învață și cum să acorde primul ajutor, să se pregătească în cazul unui cutremur sau cum să fie atenți cu banii.
Eu continui să fiu optimist în ceea ce privește îmbunătățirea educației rutiere pentru elevii din România și sunt absolut convins că la următoarea noastră întâlnire, peste un an fix probabil, cifrele pe care le veți citi aici vor fi semnificativ mai bune. Programul România în siguranță a luat naștere în 2021. 21 de ani trăiți departe de casă, dar cu gândul că se va întoarce și că va face ceva măreț pentru noi toți. Cam așa sună povestea lui Marcel, românul care face istorie în Cipru. A plecat cu gândul de a strânge niște bani pentru familie și prin muncă grea a ajuns să conducă una dintre cele mai mari afaceri din Cipru. O brutărie cu peste 3600 de angajați în toată țara, dintre care cel puțin 600 sunt români. Marcel este din Suceava și a plecat în Cipru cu gândul că stă doar un an pentru a produce bani în plus pentru familie. Planurile ei s-au schimbat rapid și de la mecanic auto a ajuns cel mai vestit brutar din țară. S-a ghidat mereu după cuvintele tatălui său, pe care l-a pierdut când avea doar 13 ani. Să nu furi, să nu minți și să muncești pentru visele tale. Și asta a și făcut. În România eram mecanic. Am venit în Cipru ca să câștig câțiva bani în plus, să strâng, să-mi iau o mașină mai performantă. La un an am ajuns la 21 de ani. Într-un domeniu care e opus celui care am început. Nu i-a fost ușor să o ia de la zero într-un domeniu nou. Ne aflăm la cea mai mare firmă de panificații din Cipru, care produce la 1500-1600 de feluri de produse care le facem exclusiv noi, rețetele noastre. Și tot conceptul este unul unic în Cipru. Nu doar că are în subordine peste 100 de oameni, dar tot el este și cel care creează rețetele preparatelor cu care are atât de mare succes peste hotare. Este implicare 100% a mea și în a face produsele, rețete proprii. Este cea mai mare după guvern cu cei mai mulți angajați, 3650 de angajați. Luni am făcut 3 produse noi, fără drojdie, cu o perioadă de dospire de 72 de ore, care îi dă o aromă pâinei și în afară de aromă, care e cel mai important, când o mănâncă omul, o digeră mult mai ușor. Are o familie numeroasă, soția și-a cunoscut-o tot pe meleagurile cipriote, deși originară din Râmnicu Vâlcea. Au muncit și au construit tot ce au acum. Au 3 copii care, la rândul lor, deși sunt născuți în Cipru, abia așteaptă să revină acasă. Dor de România mi-a fost dintotdeauna. La un moment dat vreau să mă întorc în România să fac ceea ce am învățat atâția ani. Pentru mine, pentru familia mea și pentru românii din România. Din ce în ce mai greu este dorul ăsta de casă. Peste 6 milioane de români sunt plecați în străinătate pentru a câștiga venituri mai mari. Dorul de casă însă devine în timp cea mai grea povară pentru fiecare. Doamnelor, domnilor, punem punct ediției speciale. O seară excelentă să aveți. La revedere!